Țesutul muscular este țesut care se poate antrena la orice vârstă. Vă salut, dragii mei și dragile mele! Bun venit la canalul Frumuseții Vârstei Elegante! Sunt Veronica Santu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Dacă nu v-ați abonat, vă motivez să vă abonați! Mi-am aplicat aici tamponașe sub ochi, fiindcă o să facem două exerciții pentru ridicarea pomeților și ca să nu mi adâncesc ridurile, pentru profilaxie, descurc o cremă de la Academie, o mască stimulantă și energizantă și să începem, căci toate femeile își doresc să aibă pomeții ridicați, ca un lifting și desigur că aceste două exerciții ne vor ajuta nu numai cu obrăjorii, dar și ovalul feții, dar și zona oculară să-i ridicăm, fiindcă starea feții, starea lifting, sau starea fermă ne redau și starea oaselor, și starea mușchilor, și starea pielii. De aceea să lucrăm pe toate nivelele, să avem grijă de să facem profilaxie osteoporozie, căci oasele de la față la fel suferă de osteoporoză, să lucrăm cu tenul, să avem o rutină perfectă și cu mușchii. Țesutul muscular îl antrenăm la orice. Pentru cele mai tinerele, dacă nu au riduri, puteți să nu vă aplicați aceste păci, aceste discuri cu îmbibate în cremă. Și da, să începem două exerciții perfecte, care ne ajută să ne ridicăm obrajii. Obrajii, zona de la mijloc și zona oculară. O să vă atașez în linkurile filmuleților, în descriere, ca să încercați și alte metode, să încercați și alte exerciții pentru a vă menține ovalul perfect, pentru a vă menține buzele perfecte, pentru un lifting și se merită să facem exerciții. Primul exercițiu care ne va ajuta să ne ridicăm pomeții, să-i rotungim, este zâmbetul până la urechi. Și ținem 30 de secunde. Zâmbim să se vadă dinții, zâmbim ridicând zona aceasta, ridicați obrajii. Așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dacă simțiți oboseală, tapotați, să liniștească mușchișorii. Al doilea exercițiu, același exercițiu, doar că scoatem limba, întindem limba, fiindcă se va ridica zona aceasta. Iată, zona aceasta, ia, între nasia, că să o ridicăm în sus. Dacă am ridicat zona laterală, acum zona interioară. O să simțiți cum lucrează acești mușchișori de aici, din zona aceasta. Zâmbim și scoatem limba. Să simțiți, să conștientizăm care mușchi lucrează. Foarte, foarte leger, foarte, foarte ușor, blând. Să ne concentrăm doar la mușchii care vrem să ridicăm. Zâmbim, limba o ridicăm spre nas. Să simțiți cum zona aceasta mușchii se ridică, se contractă. Zâmbim. Secunde. Eu am simțit foarte, foarte bine. Sunt niște exerciții foarte puternice, dar să știți, pentru cei începători, puteți să faceți prima săptămână
peste o zi, apoi a doua săptămână la două zile, la trei zile, apoi de menținere puteți să combinați și cu alte exerciții, o dată în săptămână, chiar și o dată la două săptămâni, o dată la 10 zile, să nu fie mai rar de două săptămâni, fiindcă dacă faci mai rar de două săptămâni fitness-ul facial și orice fitness, mușchii își pierd memoria, fiindcă decât, cât mai des noi amintim mușchilor despre lucrul efectuat, ei își mențin memoria. Pentru cei care aplică în practică exercițiile, să scrieți, vă rog, în comentarii ce efecte aveți. Eu vă iubesc și vă îmbrățișez. Vă aștept cu drag și la alte filmulețe. La revedere!